venit la Roman Vodă, începem odată cu deschiderea anului școlar, un an, sper eu, la fel de fructuos, călduros, așa cum ne ajută vremea în momentul acesta, un an în care rezultatele pe care le-am obținut anul trecut, din nou să se repete. Ce înseamnă pentru noi Roman Vodă, știți foarte bine, la început de an înseamnă emoții, emoții în primul rând pentru clasele de început și mă uit cu drag la copiii de la clasele pregătitoare care, iată, au vrut alături de părinților să ajungă la Colegiul Național Roman Vodă, bine ați venit. Mă uit la elevii de clasa noua care au dat un examen mult mai ușor și care cu mediile foarte mari, la fel au putut să acceadă la ceea ce înseamnă Colegiul Național Roman Vodă. Emoții și pentru elevii de la clasele de final. Mă gândesc la cei de clasa 8-a, care la sfârșitul anului școlar, care iată-l începem astăzi, vor da un examen, un examen care sper eu să fie ușor pentru ei, cu note foarte mari. Mă gândesc la elevii de clasa 12-a, care la fel vor avea de dat un examen al maturității, bacalaureatul, și care mai departe vor merge la facultățile din țară sau din străinătate. Emoții pentru noi toți, pentru că încercăm în continuare să ținem ștacheta sus, să fim în elita liceilor performante din România, un liceu care să aibă rezultate extraordinare și cu care să putem să ne mândrim în continuare, mai ales în acest an centenar. Și dacă tot vorbim de rezultate, tot mai bogată, a început bine, vreau să o felicit pe eleva noastră, Lebărdă Ioana, care iată zilele trecute s-a întors cu premiul 2 la Olimpiada Internațională de Neogreacă. Bravo, Ioana, și așteptăm în continuare rezultate, suntem mândri de tine. Spuneam că îmi doresc o școală a performanței, Roman Vodă să rămână în continuare o redută care luptă împotriva non-valorii, o școală care, într-adevăr, să pregătească oameni de calitate, cu care, așa cum am spus, noi profesorii să ne mândrim mai departe. Știm fiecare dintre noi ce avem de făcut. Profesorii, colegii mei, știm că trebuie să mergem la clase și să ne facem datoria, să dăm tot ceea ce putem, să folosim metode care să-i atragă pe elevii noștri, să îndrăgească materiile pe care le predăm și care, bineînțeles, mai departe pot să aducă performanțe. De asemenea, părinții știu ce au de făcut, să colaboreze cu școala, pentru că odată ce există acest parteneriat, lucrurile se așează și, bineînțeles, ne pot ajuta și pe noi. De asemenea, autoritățile locale știu ce au de făcut, așa cum au făcut și în anii trecuți, să investească în educație, să premieze elevii de performanță și avem slavă Domnului foarte mulți, să investească în infrastructură, iar ceea ce a făcut până acum să continue, pentru că ne dorim acest lucru. Și în acest sens mulțumim primării și reprezentanților Consiliului Local, o parte se află aici printre noi, care au hotărât ca astăzi să ofere 10 ghiozdane elevilor cu situații mai dificile, tocmai pentru a putea începe acest an într-un cadru nou propice. Este un an centenar, un an pe care l-aș dori și ca profesor de istorie să rămână în istorie pentru noi, Colegiul Național Roman Vodă. În momentul în care se va scrie o nouă monografie, să apară că această promoție a centenarului a oferit școlii tot ceea ce era mai bun. Rezultate foarte bune, spuneam, disciplină și în același timp și activități, pentru că avem nevoie și de acestea, activități extrașcolare deosebite. Nu uitați că tot timpul am spus că această școală este o școală pentru cei care vor să știe și pentru cei care știu ce vor. Este diplomul pe care noi îl folosim permanent, pe care îl încercăm să-l promovăm de câte ori putem să facem acest lucru și, bineînțeles, dacă îl preluați și voi, dragi elevi, ar fi extraordinar. Pentru că voi sunteți, până la urmă, viitorul țării. Voi sunteți cei care puteți mai departe să duceți această flacără a cunoașterii, să demonstrați și în țară și peste hotare că sunt oameni de valoare care pot să promoveze știința și cunoașterea. Vă mulțumesc pentru că ați ales să fiți aici alături de noi la Colegiul Național Roman Vodă. Sperăm că nu vom dezamăgi noi, colegii, profesori, și sperăm și de la voi să avem aceleași răspunsuri la așteptările noastre.
Alături de noi și ne bucură acest lucru se află două personalități marcante ale vieții politice care într-adevăr și-au adus aportul la activitatea educativă. Am să-i rog să vă transmită câteva cuvinte și mesajul lor probabil va fi cel în continuare de sprijin pentru ceea ce înseamnă școala românească și școala romașcană. Am să-l invit pe domnul deputat Leoreanu Laurențiu să ne transmită aceste cuvinte. Sărut mâna, bună ziua, bunul Dumnezeu ne-a vrednicit să avem o zi frumoasă de început de an școlar, când emoțiile toate converg, pentru că în acest moment, în toată țara, porțile școlilor se deschid, școala dorind să devină, iată, din nou a doua casă. Sigur, emoții la cei mici, la clasa pregătitoare, la clasa întâi, cei pentru care astăzi substantivul doamnă va căpăta valoare de a doua mamă. Emoții pentru toți elevii, de la cei mai mici la cei mai mari. Clasa 12 așteaptă cu emoție, dar și cu încredere, examenele, examenul de bacalaureat, examenele la facultăți și toți ceilalți. În primul rând, mândri că sunt elevii unui liceu de marcă, unui liceu care mereu a făcut cinste orașului, județului, Moldovei și țării. Și sunt convins că și de aici încolo, Roman Vodă va rămâne un steag greu de ajuns, greu de atins, care de la etapă la etapă va cutura tot mai sus. Cu toții astăzi suntem încărcați de emoții. Niciun alt sistem de activitate nu adună, nu reușește să creeze acea limită la care să convergă emoțiile într-o zi, cum reușește sistemul de învățământ. Elevii, sigur, doritori de nou, de știință, de prietenii durabile, cadrele didactice, colegii mei, vin din nou cu încredere spre a deschide porța cunoașterii și le doresc pe această cale sănătate, forță de muncă și răbdare. Părinții, în așteptarea unor rezultate frumoase, mereu alături de copii și îndemn să fie mereu alături de școală, pentru că împreună veți putea obține un arc care va lumina mereu mintea copiilor dumneavoastră, rezultatele cele mai bune și școala va avea într-adevăr această deviză anunțată de directorul ei, devenit de la leitmotiv o practică cu adevărat. Vă urez tuturor multă sănătate, succes în acest nou an școlar, care stă sub semnul unității și a unirii, unirii energiilor creative, a forței și a rezultatelor de marcă. Felicitări, Roman Vodă, mult succes, Roman Vodă, și tuturor sănătate, bucurie și numai rezultate frumoase. Doamne ajută, vă mulțumesc! Mulțumim, domnul deputat, sperăm că nu o să vă dezamăgim în continuare. O să rugăm și pe domnul senator Dan Manoliu să ne transmită cuvântul său. Bună ziua, bine ați revenit pe acest frumos teren la deschiderea școlii într-un liceu de renume, un liceu care mi-e drag și mie, fiind absolvent a acestui liceu. Bine ați venit la deschiderea unui nou ciclu de învățământ, un nou ciclu de educație, un nou ciclu de formare. Domnilor profesori, vă doresc să aveți putere, răbdare și, într-adevăr, aceste rezultate frumoase cu care Roman Vodă se mândrește de sute de ani aproape, pot să spun 100 și ceva de ani, să vină permanent și să ducă această ștachetă mai departe încă multe sute de ani. Anul acesta școlar, anul care îl începeți, e un an în afara emoțiilor de început al tinerilor, al copiilor care calcă acum pentru prima dată pragul școlii, în afara emoțiilor celor care termină un ciclu școlar și merg mai departe, clasa noua, facultate, e un an încărcat de multă, multă istorie, un an încărcat de două evenimente majore, pot spune.
și anume centenarul Unirii, asta însemnând moștenirea lăsată de înaintașii noștri cu greu, cu sacrificiu, cu sânge. Și al doilea eveniment major este faptul că de la 1 ianuarie 2019 România e recunoscută ca țară europeană, preluând președinția Uniunii Europene. Pentru o perioadă de 6 luni, România devine cel mai important jucător și negociator pe plan european. Devine un pol de putere, devine un pol economic, un pol social. De aceea am rugămintea domnilor directori, domnilor profesori, dragi părinți, în paleta dumneavoastră de activități, să nu uitați să includeți cele două mari evenimente majore care încarcă de importanță acest an școlar 2018-2019. Sărbătorirea centenarului Marii Uniri și plenarea președinției Uniunii Europene de către România. În continuare, spre final, vă urez să aveți un an plin de împliniri, plin de bucurii, plin de rezultate, cu multă sănătate. Profesorii să aibă răbdare și putere să pună încă o piatră la temelie educației copiilor dumneavoastră. Dumneavoastră, părinții, să aveți răbdarea, puterea și totodată cu sacrificiul care știu că îl faceți, să fiți într-adevăr alături de copiii dumneavoastră, iar voi, copii și elevi, dați satisfacție părinților, profesorilor, înaintașilor noștri, pentru că sunteți generația viitoare, generația căreia noi îi vom preda, sper, o Românie mai bună și mai curată. Vă urez succes în noua an școlar, vă urez să aveți putere și multe rezultate bune. Mulțumesc! Mulțumim frumos, domnul senator! Pentru că vremea nu știu cât mai ține cu noi și emoțiile sunt mari, vreau să mă întâlniți cu colegii, să povestiți ceea ce ați făcut în vacanță, să vă vedeți profesorii, dirigenții. O să începem să ne grupăm pentru a merge la clasele noastre, pe care domnii dirigenți le cunosc și doamne învățătoare la fel. Începem cu cei mai mici, care au și emoțiile cele mai mari. Mai întâi, clasa pregătitoare, cum au ei acolo scris pe foiță, 0A. Atunci, părinți, doamna învățătoare și copilașii îi poftim să meargă la sala de clasă, o sală prin